Acest program conține plasare de produs. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Mircea Boian și tradițional vă salut din studiourile AgroTV în cadrul proiectului AgriSmart. Punem accentul pe agricultură, pe fermieri, vorbim despre agricultură în aceste timpuri grele pentru ei și nu doar pentru ei. Discutăm astăzi cu domnul Iurie Rija, invitatul nostru, sunteți a doua oră la noi, dar deja director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cereale, Agrocereale. Pe această cale vă spunem bună seara și felicitări! Bună seara, Mircea! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să vă întreb, va fi complicat când începem cu asta? Pentru că acolo sunt notorii traderi, notorii procesatori, exportatori, importatori inclusiv. Indiferent. Să începem cu noutățile care sunt în centrul atenției, care frământă opinia publică. Eu vă urez să pășiți cu dreptul, să păricați pășiți cu dreptul și asta e important. Da. Avem nevoie de cât mai mulți specialiști pentru a nu călca pe aceleași greble, pentru a nu ne plânge iarăși și la anul. Dacă am zis că să ne plângem și la anul, haideți să vorbim ce este de interes public și în primul rând situația din agricultură și oful fermierului, fermierilor mici și mijlocii. Și aici aș vrea să vă expuneți inclusiv asupra cerințelor, solicitărilor lor, acțiunile din partea autorităților și cum astea pot fi împletite sau nu pot fi împletite. Deci, situația asta noi am prevăzut-o încă la întâlnirea de pe 1 mai, pentru că știem atunci care este ține costul per cultură, da? Care este ține costul și era previzibil, adică se vedeau deja contractele futures pentru perioadele astea august-septembrie, că prețurile vor fi nu foarte mari. Era clar că va fi că mulți din producători, din fermieri vor prefera să stocheze, să păstreze. Vorbeam de efectul ăsta contangos, adică că prețul din start va fi unul mai mic și treptat va crește. Car că piața a evoluat nu în ascensiune, da? Adică au fost mai mult, așa să spunem, pe orizontală, nu pe verticală. Am văzut indicii bursieri mai mult, lumânările astea japoneze mai mult în roșu decât în verde, adică piețele au fost mai mult în constelația ursului, așa să-i spunem, da? Ceea ce înseamnă că, adică, tendința, condițiile de piață, deci lipsa de cerere, respectiv nu a influențat prețul, da? Respectiv, toate mulțumirile se încep de aici. De ce? Pentru că agricultorii foarte bine își amintesc că asta a fost recent, adică dacă spunem 24 februarie 2022, fiecare noutate, dacă ați observat, adică este un marketing al noutăților, da, al știrilor, care permanent face sensibil piața într-o oarecare direcție. Ori prețul se duce în sus. Uite, atunci când s-a declarat, când s-a început acest conflict, da, când a fost lansat acest atac, piețele internaționale, pentru că cereale, dacă vorbim de cereale, este un produs bursier. Prețurile lui de referință și toți indicii bursieri legați de aceste mărfuri se formează la bursele din Chicago și din MATIF, din Paris, da? CBOT și MATIF, sau Euronext, așa numit. Și a fost o oscilație exagerată, adică prețurile au crescut enorm, și la floare, și la grâu, da? Și desigur că a fost o oportunitate benefică pentru agricultori și au simțit și ei împliniți, adică... Dar și atunci era problema că mulți nu vroiau să vândă, au văzut că tendința prețurilor este una în creștere. Ceva firesc până la urmă. Da. Și permanent, când îi abordai cu cerere, cu dorința de a contracta, de a cumpăra, permanent majoritatea se refuzau. Deci se vindeau numai respectiv aia care erau presați de situații de achitare a imputurilor, ratele dobânzilor și așa mai departe. Deci asta este situația. La moment nu este un preț avantajos în raport cu sine costul acestui produs. E clar că prețul nu e avantajos, plus bonusul din partea condițiilor climatice. Da? Da. Și aici iarăși intervine, pentru că dacă ar fi fost o recoltă normală, medie, până la urmă, totuși situația nu era atât de tensionantă. Asta unu. Doi la mână, a ține cerealele în depozite când va fi prețul bun, situații care vedem și în Europa, care au scăzut exporturile cu 18%, dacă nu greșesc, pentru acest an, pentru că anul trecut se comercializau la plus 300, dacă nu greșesc, per ton, acum este 220 plus. Așa, au scăzut cu 18%. Ei invocă situația care este. Exportul masiv al cerealelor din Rusia și, dacă nu greșesc, atitudinea care a luat-o Franța. La fel, da? Bun, ei își permit luxul ăsta, dar în contextul în care noi vedem ce este la noi în țară și în situația în care, practic, fiecare al doilea fermier care ne-am întâlnit cu ei, am discutat și nu doar azi, și ieri și alaltă, și cu o săptămână și prin pe rând, oamenii nu doar din domeniul cerealelor, apropo, chiar și cei care sunt în pomicultură, este clar că acolo, practic, e gata. Și ne uităm încet cum această ramură se duce la fund, acest segment. Segmentul fetelor mici, mijlocii și medii, da? Au făcut niște solicitări, le-am văzut cu toții, practic nu s-a cerut mult, practic la fel în discuție am observat deschiderea Ministerului și a Ministrului și a celor care erau prezenți și la penultima ședință și parcă tot trebuia să meargă. Și joi dimineață trebuia să aibă loc întâlnirea la care au solicitat-o la 11 să vină prim-ministru și împreună cu ministru și să vadă dacă acea solicitare care a fost într-un fel modificată sau de către asociații și de fermieri. Și iată, asta nu s-a întâmplat. În opinia dumneavoastră, unde este această ruptură și din ce cauză se consideră? Statul nu are de unde. Alte voci spun că s-ar crea un precedent din solicitările care le-au făcut ei, pentru că, iarăși, alte state își permit și salvează situația. Ori noi nu avem bani. Deci, părerea mea este că statul nu este în situația că nu are bani și nu vrea să-i ajute pe fermieri. Deci, din experiența mea, statul tot timpul este deschis la nivel de ministru personal, nivel de șef de departamente, de instituții, șef de vame, șef de fisc, da? Permanent se întâlnesc cu noi, cu asociațiile, fermieri, suntem invitați la diferite proiecte de lege, să ia în considerație opinia noastră. Iată, chiar data trecută am discutat legea cu privire la, și ne-am expus, da? Cu privire la decontările numerare. Astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, în internet răsfoiam știrile, mă uit că s-a sistat examinarea în Parlament a acestei legi. Asta nu înseamnă că este. Adică e o suspendare temporară, desigur că o suspendare. Dar totuși este o reacție. Da, dar sunt priorități la moment, da? Deci, eu aș descrie în câteva cuvinte situația. Adică, dacă să o luăm grafic, așa vorbind, deci, în acest cadran, da? Dacă ne uităm, merge vorba de permanent se discută despre două focare, da? Aeroportul, aviația Moldovei și agricultura. Sunt două probleme care permanent opinia publică le discută, le comentează în paginile sociale, da? Și ce vedem? Vedem că agricultura este în aer, dar aviația este la pământ, da? Pe când ar trebui să fie invers, da? Sigur că cu o bună organizare, deci nu totul se limitează în bani. Dacă ar fi o organizare mai eficientă, o implicare și o dedare nu numai din partea ministrului, pentru că nu numai ministrul lucrează și ministrul este foarte cruce la toți funcționarii, până la inspectorii de rând, la ofițerii care reprezintă aceste instituții de resort, pe sectoarele, pe segmentele locale, da? Care intercalează, se intersectează agenții economici. Da? Bună oară, vorbim despre noi traderi. Da? Iată, o să vă dau un exemplu foarte ieri analizat, foarte minuțios și ține de operarea în port. Da? Operarea în portul internațional Ungheni, da? Așa să-i spunem, că este și Giurgiulești, Pilgu, dar este și portul internațional Ungheni. discutând, aflând despre capacitățile lor de primire, de încărcare. Deci noi am constatat că foarte mult timp se pierde la perfectarea documentelor. Deci cât timp ia ca să încarci o vamă, o barjă de 2000 de tone, cam atâta timp ieși perfectarea documentelor. De ce? Permanent la perfectare este implicată o comisie unde sunt incluși reprezentanța diferitor instituții, da, care reprezintă respectiv statul, capitania, serviciu vamal, ANSA, da, și până să adună aceste persoane care să vie, să vizualizeze, să facă controlul fizic, calitatea, da, să vadă dacă starea navii este corespunzătoare ca să aplici sigilele, ca să aprobe această tranzacție. Deci durează 6 ore numai perfectarea documentelor. Deci pe lună este 10 zile, dacă luăm din activitatea operațională în timp, dacă o măsurăm. Ce înseamnă 10 zile? 10 zile, dacă noi luăm tariful, deci portul din Ungheni pierde peste 50-60 de mii de dolari. Bine, vorbim de zi cu soare, dacă nu au condiții în caz când plouă să încarci, sau... pentru că asta cumva poate să modifici calitatea marfii. Da? Iată un exemplu. Și cam asta este alt exemplu. La vămile de frontieră, la posturile de frontieră, da, Agenția Națională a Securității Alimentelor nu au la toate posturile reprezentanți, medicii veterinari, care se liberează certificatele fito sau veto, da? Respectiv, dacă lipsește acest reprezentant, acest funcționar sau acest ofițer, automat postul ăsta este nefuncțional. Pentru că fără această formalitate, depinde de dacă marfa poartă un caracter furajer, dacă este ca destinație, ca materie primă pentru a produce din el nutrienți pentru animale, desigur trebuie să fie reprezentantul care certifică calitatea produsului care iese din țară. Pentru că fiecare piață își protejează consumatorul intern. Calitatea este un principiu foarte important care se aplică în acest tranzacție. Iată două exemple. Da. Agenții economici, traderii, da, să spunem. Traderii sunt de acord să găsească formula corectă, să motiveze statul, instituțiile, prin taxele care poate să le impui. Cum poate să încaseze formula ca să fie eficient, ca omul ăla să fie motivat să fie acolo, sau ca să recruteze un potențial angajat sau candidat care cineva. Avem și o indice a șomerilor în țara asta și sunt sigur că printre dânși s-ar putea de găsit niște persoane care ar putea să exercite aceste atribuții. Da? Iată câteva momente, adică câteva exemple simple. Nu mai vorbim de faptul că nu se ajung șoferi raportul, adică dacă avem peste 450 de companii în Republica Moldova de transport, avem funcționale, nu vorbim, înregistrate camioane, avem peste 172.000 de camioane. Funcționale din ele sunt 8.000, din care vreo 5.000 de camioane sunt numai categoria asta Euro 4, 5, 6, da? Care pot efectua, da, export. Da. Și restul, adică încă vreo 3.000, adică posibil ca să poți să faci măcar pe intern transport, să transporti marfă. Iată care este problema noastră. La moment în Moldova, de exemplu, spunem așa, comparăm perioada anilor 2000 când am absolvit eu, da? Puterea dolarului și a leului de atunci, da? Deci 1000 de dolari, asta, fii de acord, Mircea, că era visul fiecărui tânăr de noi să ajungem să avem un venit de 1000 de dolari pe lună, da? Pentru asta mulți moldoveni care erau în putere, în floarea vârstei, plecau peste hotare. Inclusiv și eu am fost peste hotare, da? Și uite, 1000 de dolari cei care câștigai acolo lucrând pe șantiere, dormind pe sub poduri sau pe împărăsări, îți ajungea să trimiți și acasă, și acolo să te întreții, da? Și cumva să-ți planifici cumva viitorul, un apartament, ca să te întorci, să poți să activezi cumva, să te încadrezi în societate, ca să fii și tu în rând cu lumea, cum spunea, da? Atunci, în Republica Moldova, salariul era 150, cine primea 200 de dolari, era... și te duceai cu 100 de dolari, te îmbracai de 2 ori pe an, da? Te îmbracai prima vară. Salariul Chișinău la postul Bunișoara era de circa 100 de dolari. Acum Moldova a evoluat și acasă poți să faci tot ușurel. 10.000 de lei, 500 de euro pe lună poți să-i câștigi la un salariu. Deci eu mă uit, urmăresc permanent după piața locurilor, din piața muncii. Deci salariile medii care se oferă, deci sunt numai puțin de 10.000 de lei. Sunt salarii de 17.000, sunt salarii, deci dacă ai o experiență și ești deja calificat, ușurel îți găsești un job cu 20.000 de lei. Aici în Chișinău vorbesc. Desigur, nu vorbesc de Bălți sau de centrele raionale sau de sate. Da? Asta cumva ar trebui să motiveze. Dar uite că fenomenul ăsta, că nu găsești, este deficit de forță de muncă. Da? Practic toate întreprinderile, indiferent dacă sunt instituții de stat sau dacă sunt companii private, se ciocnesc cu lipsă și insuficiență de cadre. Deci la moment pe piață este, nu-i problema în salariu, problema că nu are cine, că toți au plecat. Nu vede nimeni, nu percepe ca benefic să rămâi și să lucrezi la un salariu de 20. Se duc pe hotare, da, câștigă 2500, discutam recent cu cineva, 2500 de euro câștigă un camionagiu lucrând în Europa, dar au spus că doarme în mașină, în camion, hrana și-o prepară în camion, se băiește pe autobame în băile astea publice improvizate. Și asta este. Dacă ne întoarcem acasă în agricultură, sigur, agricultura nu este cel mai atractiv segment pentru mulți. Mulți nu se văd. De fapt, aici este un pic altul. Dar așa a spus de societate. Societatea privește simplu că munca în agricultură pe locuri chiar este rușinoasă. Era încă de mult chestia asta băgată în cap. La moment sau în timpul nu atât de îndepărtat, s-a înțeles că din agricultură poți face un business. Cei care sunt implicați la ora actuală, pentru că facem referință la cei care sunt și în piață sau cei care sunt acum în pragul falimentului sau sunt în insolvabilitate sau nu mai știu ce soluții se ia, au încercat să facă un business acasă. Nu majoritatea. Mulți dintre ei sunt la fel cei care au muncit psihotare, au adunat niște bănuți și au venit și au încercat să schimbe. Și ne aducem aminte de aceste programe care erau pare, 1+1, ca să atragem acasă oamenii care au adunat un capital câtuși de micuț și să încerce să creeze locuri de muncă și să fie acasă și să aducă bani la buget. Parcă totul e logic și frumos. Ei, iată, ne uităm că mulți din cei și inclusiv care am discutat noi au crezut în Moldavian Dream, dacă putem să-l numim așa, și au încercat. Iată că s-au nimerit într-un impas. 3 ani în care doar am avut anul în care toți au câștigat la porumb, dar anul roada 2021, da? Dacă nu greșesc. Atunci toți s-au bucurat, a fost parcă frumos. Și iar succesul a creat ce a creat. Dar n-a fost lungă bucuria pentru că ce? S-a fost pus embargoul la cereale, dacă mi-aduc aminte bine, la început de primăvară, deodată după război, la început de primăvară, da? După care iarăși a crescut prețurile la logistică, s-au schimbat traseele, prețul motorinei, și iată ne-am trezit la ceea ce ne-am trezit. Am pornit-o de la faptul că Europa își poate proteja oamenii din agricultură, fermierii, da? Slovacia, România încearcă, Polonia, nu doar. Deci, întrebarea retorică, dilema este cum și de unde putem să luăm ca să-i ajutăm la ora actuală? Sau, pentru că o să ajungem mai târziu și la ce trebuie să facem să nu repetăm chestia dată. Dar la ora actuală, iată, că am zis, parcă este comunicare, parcă s-au înțeles, ministru super, zice, da, vreau să vă ajut și cei care au fost prezenți și toată deschiderea. Fermierii au găsit formula de comun acord, iată, astăzi, joi dimineață, se pare că s-a creat o discrepanță, da? De ce și de unde putem să luăm ca să ajutăm? Sau ce putem face? Pentru că dacă nu sunt bani, cum a spus dumneavoastră, eu vă citesc, eu nu cred că statul nu vrea să nu are bani. Dar de ce? Unii zic că s-ar crea un precedent. Haideți să luăm, pentru că informația asta este publică și permanent o discută diferiți experți, da? Oameni care au activat, care au fost implicați prin ministere, diferite instituții, parlament, guvern. Și sunt diferite păreri, da? Deci hai să luăm ca bază, să vedem cum putem să modelăm matematic un răspuns, da? Republica Moldova, ca și toate țările, are un produs intern brut, da? Deci, sumar asta înseamnă toate bunurile care le produce Republica Moldova și serviciile, da? Deci, dacă am exprimat valoric această cifră, merge vorba în 2022, merge vorba de vreo 273 de miliarde de lei. Ok, sunt diferite ramuri în economia națională, noi hai să ne focusăm pe agricultură. Pentru că tot timpul de mici copii auzim că Moldova este o țară agrară. Da? Care este ponderea acestei ramuri în Republica Moldova și comparat, să zicem, cu România? Deci dacă luăm tot ceea ce produc moldoveți, deci sunt 5% dintre acestea 273 de miliarde care le-am spus eu. Dacă luăm cantitativ valoarea adăugată care o face agricultorul la export, deci raportul ar fi de 45-46, sub 50%, așa spunem, ca să nu... Deci asta este în agricultură, dacă luăm numărul de populație care este antrenată, da? Deci dacă noi avem după ultimele date statistici, care și asta variază, da? Adică este cu aproximații, deci zici că avem peste 900 de mii de cetățeni, de oameni apți de muncă la ziua de azi. Deci un sfert din aceștia, deci peste 200 de mii, sunt implicați în agricultură. Direct sau indirect? Direct sau indirect. Deci, agricultura hrănește peste 200 de mii de oameni. Deci haideți aici, pentru că ați spus și vreau să spuneți foarte clar. Agricultura nu este o povară pentru statul Republica Moldova și aduce plus valoare bugetului. Sau nu? Nu poate fi o povară și nu a fost niciodată o povară. Au fost perioade... De ce vă întreb? În ultima, mai ales în ultimele zile, mulți încearcă să zic, uite, nu, este inversul un pic și ei ar fi un pic împovărează sau pun impedimente sau diferite formule. Deci eu la asta vreau ca, luând cifrele, ca să spunem foarte clar. Deci mâna asta de oameni aduce plus valoare bugetului statului și implică forță de muncă. Și vă rog aici să faceți o precizare clară. Nu poți să ignori așa o ramură și persoane care reprezintă această ramură. Mi-a plăcut, urmăresc și eu, adică după aceste știri și după acești oameni care sunt așa mai exponenți acestei mișcări din Asociația Forța Fermierilor care s-au mobilizat, mi-a plăcut că și președintele acestei asociații și membrii cei mai activi, în primul rând au declarat că nu urmăresc un scop politic. Deci eu sunt pentru a fi stabilitate. Pentru a fi pace, pentru că numai prin stabilitate și pace. Cineva e cointeresat să destabilizeze situația. Că oamenii protestează și se expună, asta tot e foarte bine, asta tot este un indice că avem încă democrație în țară și nu avem frică. Pentru că să ne amintim istoria până la 7 aprilie 2009. Și nu vreau să mă întorc la părinții noștri care au activat în perioada asta și mulți au falimentat, care au fost oameni emeriți, decorați și pe urmă ajuns să fie aruncați la cutie de gunoi, da? Prin falimente și discreditați. Deci băieții ăștia sunt de vârsta noastră. Am un respect pentru ei, pentru că îl ascultam pe domnul Sergiu Stefan Cod. Stefan Cod, da. Și am zis, băi, sunt bucuros că totuși moldovenii noștri suntem o nație care știm să ne exprimăm și emoțiile și gândurile. Băieții operează cu termeni, cu informații veridică, se vede că sunt foarte bine informați, adică n-au venit nepregătiți, haotic și manipulați de cineva, animați de cineva, da? Ca să vede că au un motiv pentru a ieși așa. Zic, slava Domnului că au venit cu tractoarele și bine că protestează agricultorii, bine că nu protestează militari și n-au ieșit cu tancurile, știi? Mă bucur că văd aceste tractoare și după aceste indici vorbește totuși că băieții și-au asumat riscuri și s-a modernizat agricultura Republicii Moldova și au depus efort la maxim ca să-și optimizeze, ca să devină mai productivi, mai buni, dar sunt factori din afară care nu depind de ministrul agriculturii, da? Pentru încerc, acum văd că toți aruncă tot gunoiul, aruncă în guvern și în ministru personal, pentru că el reprezintă. Sau în fermieri. Deci aici s-a creat, fermieri, poziție în societate, vă zic, urmăresc și alte știri și alte opinii și mulți analiști și peste noapte toți sunt, vedeți cum este al noi, ba toți sunt specialiști în medicină, ba toți în pandemie, ba toți în războaie. Acum mulți s-au expus, neștiind de fapt esența. Și aici mi-a plăcut ce a spus și vreau să spun că mulți dintre ei nu doar că sunt băieți cu carte, școliți. Deci nu sunt niște diletanți în domeniul agriculturii. Practic, cu jumătate din ei am reușit să discut. Dar înțeleg foarte bine că băieții sunt pe locuri, au fost naivi și creduli și s-au implicat într-o ramură, pentru că știam că întotdeauna că Moldova este o țară agrară. Și noi așa suntem harnici, frumoși și buni. Și ce producem noi nu produce nimeni. Cum spunea cineva, I have a dream. Și de aici vreau să vă spun, pentru că problema cea mai mare este că ei gândesc altfel. Gândesc rațional și gândesc ca adevărați manageri. Nu le iau apărare, nu am dreptul. Pe de altă parte, tare îmi place cum se exprimă ministrul, cum vine, cum abordările sale tare. Ce lipsește aici, că aceste două părți, care dreaptă, care stângă, nu are relevanță, să fie date mână-mână și ca să se găsească soluția la ora actuală. Asta este cea mai mare problemă. Deci, soluția la ora actuală, eu văd transparență din partea statului. Am înțeles că permanent caută balanța între inflație și recesiune. Am înțeles ce înseamnă asta, recesiune, când PIB-ul scade 6 luni la rând, da? Valoarea PIB-ului, da? Și dumnealui gestionează, dar nu totul depinde de el, da? Adică de masa monetară. Mai este nevoie să implice și politica bugetar-fiscală. Și aici este Ministrul Finanțelor, Ministerul Finanțelor, este Inspectoratul Fiscal. Da, și respectiv, iarăși, statul trebuie să uite, dacă cheltuie mai mult decât câștigă, logic, nu? Atunci, desigur, că se formează un deficit. Deficitul ăsta și faci. Adică tu te asameni cu un om irresponsabil, cum îi percepi pe ăștia care vin permanent și cerșesc și împrumută. Mircea împrumută, te rog. Nu vă sperați, dar statul face la fel când merge în exterior. Păi da, ne-am transformat în... Și fermierii sunt mai răi decât statul, care tot la fel caută bani în altă parte. Poate e o întrebare. Știi cum, îmi respect, am ales actuala guvernare, o respect. Eu cred că problema dată se încearcă să depun efort maxim pentru a se îmbunătăți, să spunem, că da, situația, de a se schimba lucrurile. Deci noi știm permanent că în Moldova fenomenul corupției, permanent s-a vorbit de corupție, deci lozinca acestei guvernări a fost lupta cu corupție. Dar asta tot nu poate să dureze continuu. Deci lupta cu corupție trebuie să vie într-o bună zi. Eu țin minte guvernarele din anii 2000, da? Când am venit la guvernare comuniști. Era factorul criminogen, da? Copiii tăți ascultau, cultura tăți era propagată prin cântice, șanson, argou de stradă, toți erau șmecheri, toți erau agresivi, toți aveau un stil, da? Uite, era... Și asta reprezenta ramura, subcultura asta criminogenă, da? Factor criminogen. Copiii nu visau să ajungă să fac studiile în... Dar credeau că, uite, undeva în detenție... Autorități. Acolo poți face o școală, da? Acolo poți devii un om celebru, da? Să ai un nickname, așa, știi, sonor, care să tremure tot orașul. Și-o venit Voronin, da? Și în câtva timp... Asta e partea bună care o adus-o Vladimir. Factorul criminogen au fost deja oamenii care erau normali, adecvați, au început să respire, și în special și agricultorii care eu cred că erau hărțuiți permanent de acești reprezentanți, da? Care au fost lichidați, care au fost reținuți, care au reușit și au fugit pe hotare și au continuat să facă mai departe, care s-au transformat în oameni de afaceri, slava Domnului, s-au reeducat și au ispășit pedepsele și sunt oameni adecvați la moment și avem și exemple diferite, da? Să nu spunem că de la boală și de la pușcărie nu-i nimeni asigurat, da? Deci ce vreau să spun? Moldova are legea bugetului, are un buget. Ca și orice om, ca și o persoană juridică, ca și o persoană fizică, care are capacitate de exercițiu și poate să-și planifice, pentru că sunt persoane care gândesc pentru asta. Anul trecut, nu anul, spunem că suntem, 2023, legea bugetului o aprobat, o planificat venituri în buget de, dacă nu mă greșesc, de 66 de miliarde de lei, vorbim. Deficitul a fost cu 18 miliarde mai mari. Și, deci nu ascuns nimeni. Deci deficitul ăsta de unde? Noi auzim permanent că este datoria publică. Și auzim că datoria publică crește. că uite-te guvernarea asta, uite pe timpul ei că a crescut datoria publică cu atâta. Deci datoria publică sunt niște bani care se împrumută. De unde se împrumută guvernarea? Iarăși auzim, vedem, se promovează. Este expertul Ioniță care cel mai mult ne explică aceste subiecte, da? Adică le aduce la... Le aduce pe înțelesul tuturor. Da, pe înțelesul tuturor, într-un limbaj foarte simplu. Se împrumută Moldova de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, de la Fondul Monetar, respectiv aceste împrumuturi impun niște condiții care noi trebuie să acceptăm, vrei sau nu vrei, ceva primești, ceva trebuie să oferi. Am auzit că Banca Națională, guvernul s-a împrumutat și de la băncile locale. Adică este datorie externă și este datorie internă. Prin titluri de... și mai sunt titlurile de stat, hârtiile astea de valori, care îți asigură un procent lunar, să zicem. Acest procent, cel puțin, măcar îți asigură riscul ăsta de inflație. Adică indicele astea cumva îți compensează. Ai investit 100.000, la sfârșit de an primești 111.000. Da? Și respectiv sumele poate fi, adică poți, dacă persoane care dispun de lichidități, de mijloace financiare, adică îi poate investească corect și rațional și este una din cele mai sigure investiții. Iarăși noi vorbim despre chestii care nu depind, sunt factorii, deci cu păreri de rău. Noi des auzim. Deci eu urmăresc foarte atent, stau cu ochii permanent pe indicii ăștia bursieri, da? Sunt curios. Pentru că am înțeles că, băi, Moldova, cantitatea noastră în raport cu cea mondială, suntem foarte mici. Practic, piața asta noastră nici nu putem numi piață. Economia Moldovei nici nu putem numi economie, de fapt. În comparație. În comparație, da. Suntem foarte, foarte mici. Foarte, foarte mici, dar vrem să fim tratați egal cu state dezvoltate. Noi nu suntem nici în curs de dezvoltare, după ratingul țării, da? Nu putem să avem alte situații. Pentru că la moment, etapa dată la care suntem, venim din Uniunea Sovietică, este altă chestie și este îmbucurător faptul că suntem într-o libertate. Am tins să ajungem la economie de piață, la proprietate privată. Deci nu au fost părinții noștri, nu au avut proprietate privată în perioadele cele. Pe urmă, după 90 s-au făcut privatizările, nu intrăm în amănunte cu privatizările, pentru că acum și iar o să-ți amintești, parcă te văd, să-ți amintești amuși diferite istorii interesante. Da. Vorbim despre agricultură. Deci, uite, deșertăciunea undii globală, da? După părerea mea, ca cea la care a inventat mecanismul ăsta, cum se spune, a shorting-ului, a tranzacțiilor scurte și care poți să vinzi bunuri care încă nu le ai și să asiguri bunurile care nu le ai, să le vinzi și pe urmă iară să le cumperi la un preț mai avantajos, deci manipulările se fac nu aici, se fac acolo unde se dictează, unde se formează macro, da? Toate prețurile, unde îi sprijinul dolarului, da? Acolo fac. Și acolo sunt tot respectiv, cine devin? Finanțiștii, da? Pentru că matematicienii, pentru că ei sunt acei care inventează aceste instrumente financiare. Ei au inventat aceste momente de a îndatora, de a credita și de așa mai departe. Nu depinde de Guvernul Republicii Moldova, pentru că Guvernul Republicii Moldova tot trebuie să împrumute, că deficitul trebuie să gândească de unde să-l... Agricultorul respectiv, dacă el socoate că și-a adus aportul în bugetul local sau în bugetul țării, o plătit TVA, pentru că noi vedem pentru peste 40% din veniturile din bugetul național sunt din TVA. Ce înseamnă TVA? TVA asta este tot agentul economic. Creditează statul, adică prin taxa asta, pe valoare adăugată, având dreptul să-și-l recupereze în caz dacă exportă produsele care sunt la cota zero sau să-și transforme TVA-ul ăsta, cum spunea Sergiu ieri, în bani pe diferite alte activități legale. Da? Iată ce este TVA-ul, adică 40% este TVA care statul iarăși se împrumută de la agenții economici locali. Adică aici nu știu dacă mai este ceva de adăugat. Adică statul, bugetul statului, la moment e format, adică practic el se creditează, el încasează banii ăștia și el îi gestionează. Dacă statul consideră, dacă ar avea o organizare mai bună și dacă consideră că uneva poate să optimizeze și nu rispește, poate să optimizeze cheltuielile, nu știu, orice întreprindere când începe să-și facă un diagnostic, consideră că, de exemplu, nu se încadrează în sine costul produsului, da? Suport pierderi, el e nevoit Pentru că altfel ajunge în faliment. Și vine alt administrator care vinde toate activele, toate mijloacele fixe. Niciun administrator nu este interesat să facă un plan de restructurare pentru 3 ani de zile. Poate da, poate nu. Mă gândesc că și statul ar trebui totuși să-și facă un studiu, să cerceteze aceste lucruri, să le treacă prin prisma asta, să vadă cum poate să-și modeleze matematic aceste lucruri și să-și optimizeze cheltuieli. Dacă merge vorba că sunt foarte mulți, dar eu v-am dat exemplu. Normativul de deservire a camioanelor care se devamează sau se vămuiesc la intrare sau la ieșirea din Republica de Teritoriul Republicii Moldova. Nu sunt ofițeri veterinari care să asigure certificarea, da? Calității la ieșire din țară. La încărcarea în port, comisia care certifică exportul, da? Care certifică cantitatea și calitatea în barja. Deci, până la urmă, procedura de birocrație care ia mult timp. Mult timp și care aduce... o bună organizare să autodisciplineze funcționarii, singur la intima lui convingere, să n-așteapte să vie cineva să-i mâne din urmă. Asta cred eu că este soluția. Bani nu s-au ajuns niciodată. Cât de mult, uitați-vă și în America. Care e situația? Care e datoria lor? Și cum crește această datorie? Da? Toți sunt nemulțumiți în jur. La toți nu le ajung bani. Arătați-mi o țară unde noi vorbim de Republica Moldova, care este o țară agrară, care este geografic foarte bine amplasată pentru logistică. Avem ieșire la mare, avem râuri. Clima noastră este una foarte bună, temperat continental. Deja, ce să vorbim noi despre țările care se află în clima asta subsahariană? Acolo o diferență de un cent la kilogram provoacă foame. Mor oameni de foame în ziua de azi. Sunt statistici care arată că pe oră mor atâția oameni de... Nu mai vorbim că alții duc un mod de viață că nu le ajunge suficient hrană. Da? Sunt țări foarte bogate, sunt țări foarte sărace. Dar nemulțumirea este peste tot. Deci noi... de multe ori suntem nemulțumiți și exagerăm lucrurile, panicăm. Eu nu zic că forța fermierilor face panică. Băieții își calculează, își fac matematica, își duc evidența, au contabili, dar bănuiesc și fiscul poate să certifice, mai vine în vizită, cred că și îi monitorizează. Mi-a plăcut ilustrația lui Sergiu, spune că eu am crescut într-o familie unde uneori nu aveam de sare, da? Nu aveau sare în casă, da, părinții, adică, da, uite, situația în țară poate fi așa ceva, da, la moment, adică, vreau să-l întreb, Sergiu, el sărea la bătaie la părinți când părinții nu-i ofereau o haină care el și-o dorea, poate, sau o jucărică, sau, nu știu, studiile care el dorea. Eu nu cunosc, adică, în ce se manifesta, cum percepi, pentru fiecare, unul poate să aibă foarte mult și să-i pară care puțin, și unul poate să aibă puțin și să-i pară care foarte mult. Ești de acord cu asta? Da. Faptul este, la șef trebuie să fim mulțumit. Deci la noi nu a fost, istoric, noi cunoaștem că în Moldova au fost cazuri, foame, anii 46, da, că a fost e mai mult artificială, că a fost secetă, că au murit oameni. Bine, dar atunci trebuie să recunoaști că în perioada ce noi dependeam exclusiv de stat. Aici este diferența. Statul lua, statul garanta. Era economie calificată. În cazul GAT, 3 ani la rând, dacă vorbim de acest caz, pentru că am discutat, am văzut și actele, 3 ani la rând este pe zero, este pe minus. Nu este pe zero, pardon, este pe minus. Deci nu se știe ce se va întâmpla. Și cazurile astea sunt zeci, sute. Deci, întrebarea este... Omul nu că nu a vrut, aici e și problema, iarăși de percepție ce vorbeați dumneavoastră, nu că ei nu au vrut și nu vor să achite datoria față de, creditori, da? Față de întreprinderile, mai ales cei care de la întreprinderile la microcreditare, acolo își ale în genere cu penalitățile și cu tot, încă cine la bancă e bine mersi, dar nu oricărui fermier mic și mijlocii banca îi acordă împrumut. Asta iarăși. Trebuie să ai rating, trebuie să ai smulte. Ăștia cu mare drag îți dau și mai ales dacă, în primul rând, dacă ai pământ. Asta este ceva firesc, conform criteriilor lor. Deci, întrebarea este, dacă tu 3 ani la rând ai avut minus, până atunci arăți că ai tehnică, ai participat în proiecte, ai luat granturi, bla, bla, bla. Întrebarea este, cum te putem ajuta pe tine când, dacă tu 3 ani de zile n-ai avut venituri, dar ai avut doar cheltuieli Și aici nu este nevină. S-a început. Cineva zice pandemie, fermierii în pandemie, ba din contra, au putut să dea mai bine din coate și anumite condiții au fost favorabile, după care s-a început războiul, seceta și tot așa. Deci, în opinia dumneavoastră, sau în opinia inclusiv a celor care reprezentați deja, traderii. Ce spun traderii la ora actuală despre acești oameni care gestionează, care sunt mici, micro și mijlocii? Unde văd, sau ei măcar, soluția? Sau deci, este vreo soluție? Sau de unde ar putea să luăm mai arăși banii? Sau cum putem să ajutăm? Iată asta. Da, birocrația este o chestie care a spus-o și este foarte bine. Aici aveți perfectă dreptate. Iar și ce ține de angajați care nu sunt. Este perfect ce a spus și asta se vede. Unde n-ajunge? Unde e lipsul puzzle-ului? Deci, uite, noi vorbim că era statul, era planificat. Uite, am ajuns în economie de piață, da? Am ajuns în proprietatea privată, am ajuns în mâna nevăzută a pieței, Adam Smith, teoriile, am învățat, ne-am adaptat, ne-am instruit, ne-am reperfecționat, ne-am remodelat, da? Am crezut în aceste idealuri și am ajuns la ziua de astăzi, da? Deci despre traderi ce vreau să spun, pentru că dacă agricultura Moldovei s-a modernizat și dacă pe acești băieți care au venit de peste hotare, inclusiv cum și eu, i-au determinat să vină și să-și asume riscul de a investi în agricultură, pentru că în Moldova bine este ramura asta a IT-ului. Deci sunt niște oameni deosebiți, nu toți au capacități și abilități de a fi IT-șnici. Hai să fim serioși. Nu toți poți fi sportivi, nu toți poți fi matematician, nu toți poți fi IT-și sau medici, da? Fiecare cu doarul său. Împreună suntem diferiți, dar împreună suntem o națiune frumoasă, deșteaptă. Ca sloganul Europei, uniți prin diversitate. Da, uniți prin diversitate, da. S-a format ramura, s-a dezvoltat datorită traderilor. Deci cine a adus bani în agricultură, asta au fost traderii. Deci ingeniozitatea lor, și acolo au venit oameni cu pasiune, care și-au asumat riscuri, care au trecut prin multe greutăți. Eu le cunosc din interior, am activat în diferite companii din Republica Moldova care practică acest gen, despre care se vorbesc, care sunt foarte des criticate, cunosc acționarii, respectiv și în asociații deja, acum sunt. Obligațiunea mea, sigur, este ca să reprezint interesele asociației, dar și până a deveni director executiv, pentru că asociația are structura sa, da? Director executiv, deci el trebuie să execute, da? Când apare o problemă, deci el trebuie să se gândească. Sunt multe lacune cu legislația în vigoare. Noi trebuie să venim, să avem un dialog constructiv cu organele de resort, cu instituțiile statului, să vedem dacă putem aranja mersurile, modifica ceva, da? Adică de a veni cu niște inițiative, da? Cu viziunea, de a le aduce la cunoștință și știi că chestia asta funcționează foarte bine. Și mie îmi place foarte mult modul ăsta de abordare asta, este o abordare civilizată, adică asociația reprezintă traderii Republicii Moldova, da? Traderii Republicii Moldova nu sunt parte a companiilor foarte mari care decid, care dețin 90% din toate grânele mondiale, da? Deci toți sunt niște conaționali de noștri, poate este cineva care a venit în Republica Moldova și nu este cel mai rău când vine cineva în Republica Moldova, adică dacă moldovenii noștri sunt mulți în diasporă, respectiv e bine când avem și când întâlnim în Moldova că sunt și italieni și francezi și evrei, și georgieni, și americani și tot așa mai departe, dar și ceceni. Deci eu nu văd problema, că problema o creează traderii. Deci traderii, respectiv, la rândul lor, ei sunt care găsesc contractele unde să vândă marfa și găsesc banii ca să crediteze, ca să financeze, ca să monetizeze tranzacția. Da? Structura lor cumva însoțesc, uite, de la negocieri, pe managerul care vine la fermier, la producător, faci contractul, fermierul pe piață sunt, deci piste, erau cu câțiva ani în urmă, piste 23-24 de traderi, da? Și respectiv toți acești traderi concurează între ei și toți vin cu un preț. Unul are posibilitatea să dăie un preț mai bun la floare, da? Pentru că are uzină și creează valoare adăugată. Deci el transformă floarea în ulei, respectiv și în macuh sau șrot. Altul are posibilitatea să dea un preț mai bun la sorgul, la grâu, la porumb. pentru că extrage etanol, da? Altul face nutrețuri, altul face făină, da? Sunt vinovăți, dar prețul nu-l dictează traderul. Prețul este stabilit, deci unul care este stabilit la bursă, un preț de referință, și mai departe tot la prețul celălalt de referință, care se numește diferența de la prețul de bursă, la prețul în portul Giurgiulești sau în gospodăria din satul cutare, se cheamă bezis, da? Diferența asta dintre prețuri. Și tu îți calculezi în bezisul ăsta, în diferența asta, mai departe tu, respectiv, trebuie să-ți pui și o marjă, pentru că respectiv activitatea de antreprenoriat urmărești un scop de a câștiga bani, da? Urmărești profitul. După asta mergi pe lanțul valorii. Trebuie să ai serviciile de portoare, unde îți faci fobarea, de exemplu, sau transbordarea, da? Până la port, până la râu, trebuie să aduci cu camionul sau cu calea ferată. Respectiv, aceste servicii tot costă niște bani, da? Asta influențează, asta formează lațul valoric. Și ajungi până la agricultor. Agricultorul, până recoltează, are și el lanțul său valoric, da? Structura sa de costuri. Și iată unde e ascuns toată nedreptatea, da? Pentru că când este preț mai mare, când cererea e foarte mare, respectiv câștigă toți, acum care e situația? Sunt diferiți factori care influențează prețul. Deci nu numai cererea și oferta, da? Mai sunt factorii climaterici. Noi știm că ultimul timp avem secete, an la rând. Era o statistică, data trecută am vorbit tot, da, că din ultimii 70 de ani, peste 36 de ani au fost secetă pe teritoriul ăsta, da, geografic. Noi cunoaștem că ultimii, cam peste un an, ultimii 4-5 ani au fost, din 5 ani au fost 2 secetoși. Nu vorbim de pandemie și nu vorbim acum de... În secetă scade nivelul apei. Respectiv, noi nu avem direct, noi ajungem la Dunăre și prin Dunăre ieșim la căile maritime, da? Și putem să exportăm produsele noastre, da? Acele 45% care le exportă, care le aduc agricultorii. Care le aduc agricultorii. Da. Ramura, da, ramura agricolă, da. Și produsele derivate. Acum, să fie clar, când îi săște, nivelul apii scade. Respectiv, tu dacă puteai să încarci o corabie râu mare de 5.000 de tone, acum când scade nivelul, tu trebuie să scoți doar 1.000 de tone. Pentru că pescajul de la 7 metri, de la 5 metri scade la 3 metri. Respectiv, se afectează ca să nu se înnămoleze, să da. Nu se înfibgă în pământ, să nu se împământeze acolo, deci tu trebuie să încarci mai puțin. Respectiv, tu trebuie să aduni mai multe bani. Asta crește cererea, respectiv când crește cererea, deci anii ăștia doi când au fost secetoși, eu cunosc din proprie experiență, n-au câștigat traderii, au câștigat transportatorii, camioanele și corăbile. Deci toți banii, profitul care trebuie să-l aibă traderii și agricultorii, le-au dat de unii să-și compenseze, pentru că și el are rate, și el se împrumută, și el îi gazează toate activele, practic, capital propriu, desigur că are, dar ca să faci așa roajă, trebuie să te împrumuți, ca să asiguri la timp plățele, pentru că agricultorii de obicei nu-ți eliberează marfa până nu vede badul pe cont. Adică, bine, este și o relație interpersonală, că nu are încredere, da? Dar în majoritatea cazurilor cu banii jos trebuie să încarci marfa, da? Și toate astea o influențat. Da? Acum nivelul, se discută cu, uite, o ținut prețul jos, da, s-o importat. Știm că deja s-a pus licențiere la import, da? Cumva statul controlează, cumva statul poate să regleze cantitățile care este nevoie, avem noi marfa noastră, de ce să nu se protejeze producătorul autohton, da? De ce să importăm noi marfa din Ucraina, da? Dacă noi trebuie să o cumpărăm prioritar, mai ales că zona asta, unei uzinele, e foarte dezvoltată agricol, e foarte mult latifundii și foarte mult floarea soarelui se crește în zona asta. De ce trebuie să renunță, adică la floare? Respectiv, pe piață, în afară de această companie, mai cumpără. Sunt reprezentanții companiilor românești. Portugalați foarte activ, are managerii prezenți aici, da, care îmblă tot prin gospodării și tot propune și propune preț mai bun decât ăsta pe interna anul ăsta, da. Acum, uitați-vă ce s-a întâmplat, da, pentru că discutam ultimele zile, prețul s-a modificat și a crescut, da, a crescut cu 10, cu 15%, da. Discutați, nu, spuneți la început emisiune, din 5 considerente. Nu, pe cotațiile bursiere prețul nu s-a modificat esențial sau semnificativ. Deci, traderul, respectiv, fractul naval, maritim, o scăzut și respectiv plătește mai puțin, s-o ieftinit, plătește mai puțin pentru serviciul de transport maritim, da? Și respectiv din asta are de unde să împartă, adică împarte profitul și cu transportatorul cu camion, și cu transportatorul cu expediție pe cale ferată, și cu agricultorul care produce cu ferme. Mai avem puțin timp, dar atât de mult e discutat. Haideți acum să vedem anul viitor. Nu vrem să fim sceptici, dar cu siguranță de reieșire din situația fermierilor va fi rezolvată, nu va fi rezolvată. Cert este că măsurile care trebuie să ia pentru ei, în speranța că anul care vine va fi unul mai bun, în care vor putea să-și achite dobânzile, asta în speranța că se vor lua niște decizii foarte și foarte tranșante, minunate, frumoase și care chiar să-i ajute. Haideți să vedem ce ar trebui să facem pentru la anul, în speranța că situația de anul se va rezolva. Sperăm și eu sper din toată inima să aibă și autoritățile puterea și iarăși fermierii să nu fie lăsați de izbeliști. Ce ar trebui să întreprindem pentru anul viitor, reieșind din tendințele care sunt și iarăși suntem în zona asta și situația din regiune cu războiul, nu se știe, se va rezolva cumva această situație, poate da, poate nu. Ce trebuie să întreprindem pentru cei mici, mijlocii, medii și nu doar, pentru a proteja piața internă, pentru ca să nu aflăm iarăși din declarații de genul că importăm făină, dar stăm cu materia primă aici pe loc și nu doar. Ce măsuri am putea lua ca să încercăm cumva să urnim carul din loc și să facem ca situația să nu fie una într-atât de critică până la urmă? Iarăși, dacă vorbim despre sumele care au fost alocate din buget, adică da, Ministerul Agriculturii, care are instituțiile subordine. 2,5 miliarde, nu? Da, adică peste... Subvențiile 1,8. Da, da, și data trecută am discutat despre asta, da? Și ultimii 4 ani, adică subvenții, agricultura Republicii Moldova s-a subvenționat cu peste sub 7 miliarde de lei. Nici asta nu a ajutat și văd că agricultorii, adică nu, măcar că între acestea 4 ani au fost toți diferiți și au fost timpuri când au fost prețuri exagerat de mari, care nu au fost în istorie, așa prețuri, da? Agricultorii nu trebuie să aștepte sprijinul de la stat, să vie statul să le rezolve. Deci statul ne garantează nouă libertatea de a desfășura o activitate de întreprinzător. Vrem, ne ocupăm cu agricultura. Da? Agricultorul, respectiv agricultura se bazează pe pământ, da? Trebuie să vadă, să cerceteze, să investească mai bine la hectar, să facă un studiu pedologic, de exemplu, să vadă dacă pământul și ala este într-adevăr fertil și are nevoie de așa microelemente sau de așa îngrășăminte care să fie aplicate, sau în genere acolo nu se merită de samanat poate o cultură sau să respecte asolamentul. Mai vorbim data trecută de ciornii par, să le ies terenul odată la 7 ani să odihnească. Dar nu 3 ani la rând semne numai floare, pentru că floarea îi aduce, e cea mai profitabilă și pe urmă în jur că nu știu ce companii nu-i dă prețul care, da? Să înveți să privească lucrurile cu minte. Statul și poate să încurajeze, agroconsulting-ul, da? Care este la moment, sunt tendințe foarte bune de modernizare, da? Poate să vină specialiști foarte buni, mai ales cei mai cotați agricultori, cei mai cotați agronomi în lume sunt agronomii din Ucraina, da? Acum mulți sunt refugiați prin... Să motiveze, să caute, să organizeze cursuri de instruire, da? Pentru că specialiștii ăștia să-i atragă, da? Ca să-i consulte, să le explice cum, să mai diversifice, să nu meargă numai pe floarea soarelui sau pe grâu, da? Eu înțeleg că arenda la cot trebuie să o plătești, ai obligațiune, de exemplu, atâtea kilograme de grâu, atâtea de floare și spunea domnul că mai dă și zahăr la cotaș, da? Adică cumva. Și în sat este o concurență foarte mare între ei. Pentru că dacă agricultura era o ramură neprofitabilă, credeți-mi pe mine că concurența în sate și lupta în sate pentru pământ nu era să fie atât de mare, că ei nu vorbesc. Ei în sate concurează între ei și verișori, cu mătri, cum la noi, să dușmănesc, să urăsc. Astea sunt niște lucruri, da, care mă poate să vorbesc, dar ele au fost și o să fie. Desigur. Dar dacă putem, cumva, mai avem 3 minute, eu v-aș ruga 2 minute să vorbesc despre ce este cel mai important și poate că ne-am abătut de la multe subiecte, ca să nu le uităm sau să le dăm, să le trecem cu vederea. Viziunea dumneavoastră. Deci, în viziunea mea, eu am așteptat mai multe întrebări referitor la Asociația Exportatorilor de Cereale, pentru că cumva toți aruncă în această asociație, da? Cumva toți văd în ea, nu știu, un rău. Da, deci sunt 2 poli până la urmă, da. Cei care vând și cei care tranzacționează. Încă o dată. Deci, traderii, exportatorii sunt acei care aduc bani și formează cererea la produsul fermierului care îl produce. Da? Unul fără altul, am spus și data trecută, că este o monedă cu 2 părți care are o valoare. Da? Să nu încurcăm prețurile și cu valoarea. Da? Deci se face un lucru enorm. Oamenii ăștia care își asumă, pentru că fermierii văd riscurile și problemele care îi se confruntă aici în limita lor, este ministrul care le pare că, uite, ministrul le vrea rău. Pe piața internațională riscurile sunt mult mai mari și mult mai costisitoare. Și ei, dacă aici riscă să piardă o afacere de, să zicem, să falimenteze, hai să spunem cât costă un hectar de pământ, da? Păi traderii riscă cu împrumuturi mult mai mari. Înțelegeți? Riscurile lor își asumă mult și investițiile lor sunt mult mai mari. Da? Vorbesc de traderii mari, care investesc și în camioane, care investesc și în vagoane, care investesc și în corăbii, care investesc și în infrastructura portuară, da? Care și în personal calificat, care trebuie să ai și juriști, contabili, și finanțiști, și traducători, și tot așa mai departe, da? Și șoferi, și respectiv. Munca este diversificată. Deci, eu socot că și eu nu știu, în lume, dacă Asociația Exportatorilor undeva concurenței, care de fapt sunt concurență într-o piață, care concurează, da? Adică cuvântul în sensul direct a cuvântului, s-au asociat într-o asociație. Mi se pare că asta este un fenomen întâlnit numai în Republica Moldova. Adică, peste hotare, sunt cămere de comerț, sunt asociația fermierilor, dar exportatorii nu am prea întâlnit. Adică am încercat acum să stabilesc niște relații, adică niște strămări, niște scrisori de intenții de stabilire. Și căutam respectiv prin internet să văd ce asociații sunt în România și chiar am telefonat niște cunoscuți, zic că la noi nu sunt asociații, zic că asta numai la voi în Moldova și noi ne uimim că zici că în Moldova concurenții s-au asociat. Știi? Noi în România avem camere de comerț, dacă apelează cineva care dorește să cumpere de la producătorii noștri, da? Sau să stabilească o legătură cu un trader, atunci apelează la Camera de Comerț. Camera de Comerț îi recomandă, uite, ăsta are un rating bun, are o reputație bună pe piață, uite, este o persoană de bună credință, poți să faci mai departe. Nu, fiecare societate are formele sale, are sociologia și antropologia sa, da? Asta e. Am depășit timpul, dar totuși, un sfat pentru fermierii care la ora actuală sunt la limit sau au intrat în, practic, în insolvență? Deci, organizarea. Bună organizare și diversificare. Deci, să nu investească numai în floare și în grâu și în porumb. Să mai uite, mai este cultură foarte rentabilă, soia, care are beneficiu, am vorbit data trecută, că îmbogățește terenul, solul cu azot. Respectiv, poate mai investesc în pomicultură, în legumicultură. Poate e foarte bine subvenționat și motivat acum sectorul zootehnic. Este o tendință bună pe piață, da? De dezvoltare acestei ramuri. Adică, pentru că decât să vindem grâul sau orzul sau porumbul la export, mai bine să-l transformăm în carne aici, în Republica Moldova, nu? Și ultima întrebare, cu riscul că regia să fie tare supărat pe noi și depășim timpii, autoritățile vor găsi soluții sau vor, spuneți-le, bani pentru fermieri ca să-i ajute sau nu? Dacă pot sau nu? Da sau nu? Atât. Deci eu consider că da, președintele nostru și premierul, am absolut încredere în ei, poate să găsească soluții să împrumute bani. Da? Poate, doar prin împrumut. Dar eu vreau să spun că noi trebuie să respectăm statul și să-l mulțumim atâta timp cât ne asigură libertatea de a desfășura aceste activități. Să ne uităm în alte părți care nu sunt foarte îndepărtate de noi, unde activitățile de antreprenoriat sunt tot mai strâmtorate și se ciocnesc tot mai multe probleme din partea autorității. Sunt tot mai constrânși, tot mai prigoniți, da? Și asistăm la multe exproprieri, da? De posedări și tot așa mai departe. În speranța că autoritățile vor găsi soluțiile și aceste două părți, aceste mâini se vor strânge și va fi totul bine și se vor găsi soluții pentru fermieri. Noi vă mulțumim pentru prezență. Alături de noi a fost domnul Iurie Rija și dacă n-a reușit să le discutăm pe toate, vă așteptăm în curând la noi. Da, mare sper drag. Că o să fie utilă informația și să ducem mai mult adevăr și lumină. Da. Să dea Domnul, sperăm că, în speranța că am fost pe înțelesul tuturor, doamnelor și domnilor, vă mulțumim atât pentru această ediție. Până data viitoare, toate bune și rămâneți cu AgroTV.